Și iată-te aici, pe Pământ, acum 66 de milioane de ani. Este una dintre cele mai calde perioade din istoria planetei. Încă nu există calotele de gheață, totul este luxuriant și verde. Dinozaurii cutreieră Pământul. Sauropode masive ronțăie liniștite plantele înflorite și copacii, iar puii lor le urmează îndeaproape. Îți încordezi gâtul pentru a le vedea capetele la 5 etaje deasupra ta. Dar atunci vezi altceva, un punct luminos pe cer, o stea căzătoare. Puneți o dorință? Stai puțin! Steaua devine mai mare, mai strălucitoare! Marile reptile habar nu au! Astăzi începe unul dintre cele mai mari evenimente de extincție în masă din istoria Pământului. 3/4 din viața de pe planeta noastră va fi distrusă. Hei, noi ne vom ascunde aici și vom privi! 5 secunde înainte de impact. Meteoritul face o gaură în atmosfera noastră ca un ac într-un balon. Unda de șoc supersonică rezultată începe să se răspândească în jurul globului. L-ați auzit de pe partea opusă a planetei. Monstrul cosmic care se îndreaptă spre Pământ este de mărimea muntelui Everest. Cu o lățime de cel puțin 10 km și o greutate de 460 de trilioane de tone, meteoritul vine în forță și repede, cu 20 de km pe secundă, îndreptându-se direct spre peninsula Yucatan în actualul Mexic. La această viteză ar putea călători de la Los Angeles la New York în mai puțin de 4 minute. Impact! Asteroidul de mărimea unui munte se izbește de Pământ. Dacă ar fi fost oriunde altundeva, viața pe această planetă ar putea arăta mult diferit astăzi. Peninsula Yucatan, aproape în întregime subacvatică la acea vreme, a fost unul dintre cele doar 8 locuri de pe întregul glob care ar fi permis ca o rocă spațială uriașă să șteargă aproape toată viața de pe planetă. Ceea ce înseamnă că asteroidul avea doar 13% șanse să provoace o extincție în masă și s-a nimerit să lovească exact în locul potrivit. Ce norocoși suntem! În punctul de impact se produce o explozie de 1 miliard de ori mai puternică decât cea mai puternică erupție vulcanică. Lumina este atât de puternică încât pare că un nou soare a apărut pe suprafața planetei noastre. Meteoritul sapă în scoarța terestră și explodează într-un milion de bucăți. Încă se poate vedea cicatricea pe care a lăsat-o. Craterul Chicxulub are 150 de km lățime și 20 de km adâncime. În el ar putea încăpea întregul stat Vermont și 24 de Burj Khalifa stivuite unele peste altele. Ceva care lasă o asemenea cicatrice are consecințe globale. Pământul se unduiește, unda de șoc se răspândește pe mii de kilometri. Rafalele de aer distrug pădurile într-o clipă. Tot ce se află în raza impactului este incendiat. Nimic nu supraviețuiește la punctul zero. Dar acesta a fost doar începutul. Fragmente mai mici ale meteoritului, precum și părți ale Pământului dislocate de gaura uriașă pe care au săpat-o, au ricoșat, ajungând până în Canada. Cerul se aprinde cu mingi de foc. Acestea se izbesc și ele de suprafață. Dinozaurii care nu se aflau în raza de acțiune a exploziei fug panicați. Dar nu au unde să se ascundă. Situația e pe cale să se înrăutățească. Undele de șoc traversează marea. Tsunamiul are aproape 1,6 km înălțime când lovește coasta. Valurile continuă să se deplaseze, ajungând până în cele mai îndepărtate colțuri ale planetei. Chiar și peste Pacific și până în Atlanticul de Nord au o înălțime de 5 etaje. Ele iau cu asalt totul în calea lor. Pe lângă incendiile violente și tsunamiurile de mărimea unui zgârie nori, Pământul este zguduit de cele mai grave cutremure din istorie. O planetă luxuriantă și plină de viață în urmă cu câteva minute s-a transformat într-un loc de coșmar. Dar aceasta a fost doar prima etapă. 5 minute după impact. Pietre mici, praf și cenușă se ridică în atmosferă. Aceste obiecte se încălzesc și se topesc. Ele se transformă în lavă fierbinte care începe să cadă la sol ca o ploaie arzătoare. 10 ore după impact. Incendiile continuă să înghită totul în calea lor. Unii dinozauri supraviețuitori din America de Nord încearcă să fugă spre teritorii necunoscute, dar acum se află în mlaștini dense și nu mai pot scăpa. La o lună de la impact, 15 trilioane de tone, de 2 milioane și jumătate de ori greutatea Marii Piramide din Giza, atât de multă cenușă și funingine sunt eliberate în atmosferă. Norul acoperă întreaga planetă și blochează soarele. Pământul se scufundă în întuneric. Plantele supraviețuitoare nu mai pot face fotosinteză. Nivelul de oxigen scade. Animalele rămase în acest moment sunt în cele din urmă distruse din cauza lipsei de aer. Dar cea mai gravă consecință a fost dispariția fitoplanctonului.
Întregul lanț trofico-oceanic începe să se prăbușească ca un castel de cărți de joc. Multe animale marine și-au pierdut principala sursă de hrană. Animalele supraviețuitoare de pe uscat nu mai găsesc nici ele de mâncare. Nu mai există plante pentru erbivore și în curând nici erbivore pentru carnivore. Pe lângă toate acestea mai există ploaia acidă. Meteoritul Chicxulub a lovit un loc în care exista mult sulf. Căldura impactului a vaporizat instantaneu gazul toxic. Acesta se amestecă cu aerul din atmosferă. Ploile acide cad pe toată planeta. Oceanele devin toxice. Și dacă toate astea nu le ajung, frigul termină în cele din urmă treaba. Cu soarele blocat, mingea de foc care este planeta noastră începe să se răcească. Ce a rămas în urmă? Plantele sunt un pic mai norocoase decât animalele. Semințele și polenul sunt capabile să supraviețuiască acestor vremuri grele. Primele care pictează încet încet planeta cărbune în verde sunt ferigile. Vântul le poartă semințele împrăștindu-le pe pământ în decurs de 10 ani. Apoi vin palmierii. Noile plante produc oxigen și hrănesc mamiferele mici. Dintre reptile, doar broaștele țestoase și strămoșii străvechi ai crocodililor pot supraviețui temperaturii și acidității apelor planetei. În mod incredibil, supraviețuiesc și unii dinozauri asemănători păsărilor. Alte specii de păsări evoluează și supraviețuiesc până în zilele noastre. Din păcate însă, toate animalele terestre cu o greutate mai mare de 25 de kg au dispărut. Regnul animal a avut nevoie de mult mai mult timp pentru a-și reveni. Mamiferele mai mari, precum rinocerii, au început să apară abia la 15 milioane de ani după dispariția dinozaurilor. Balenele albastre, cea mai mare creatură vie pe care această planetă a văzut-o vreodată, mai mare decât oricare dintre dinozauri, au apărut abia acum puțin peste 4 milioane de ani. Au avut vreo șansă? Oamenii de știință spun că dacă meteoritul ar fi lovit în adâncul oceanului, povestea ar fi decurs cu totul altfel. Da, valurile de mare, rezultate ar fi fost de 10 ori mai mari decât cele deja masive care s-au răspândit pe întreaga planetă. Dar nici măcar un mega tsunami gigantic nu ar fi fost capabil să distrugă 75% din viața vegetală și animală de pe Pământ. Ceea ce i-a afectat cu adevărat pe dinozauri a fost întunericul global. Dacă meteoritul ar fi lovit în ape mai adânci, nu în apele puțin adânci ale Golfului Mexic, nu ar fi existat atât de mult praf și cenușă în atmosferă. Acest lucru a scăzut nivelul de oxigen și a întrerupt lanțul trofic de la bază. Există o teorie conform căreia schimbările climatice și alte condiții de pe Pământ de acum 66 de milioane de ani ar fi eliminat dinozaurii, fără a fi nevoie de un meteorit. Ar putea fi vorba de erupția unui supervulcan care ar fi aruncat în atmosferă cantități mari de sulf și cenușă. Poate că meteoritul doar a grăbit intervalul. Acum să trecem la o întrebare mai interesantă. Ar putea supraviețui omenirea unui astfel de impact de meteorit? Pe atunci, nicio șansă, evident. Dar dacă s-ar întâmpla așa ceva în zilele noastre? Avem un intelect și o tehnologie avansate. Am umplut cosmosul cu sonde și sateliți, așa că știm despre orice posibil meteorit care se îndreaptă direct spre noi. Nu ne-ar lua prin surprindere. S-ar putea să fim nevoiți să ne ascundem adânc sub pământ pentru a evita valul de explozii și tsunamiurile și ar fi nevoie de suficientă mâncare acolo jos pentru cel puțin un an. Și nu uitați hârtia igienică! Dar cu o pregătire adecvată, omenirea ar putea avea o șansă. Principala problemă după un astfel de eveniment este de a supraviețui iernii globale în care cenușa acoperă cerul. Dar specia noastră poate face față. Întrebați-i pe cei care locuiesc în Oymyakon, Rusia. Orașul de 500 de persoane deține un record mondial Guinness pentru cel mai friguros loc populat de pe Pământ. Termometrul a indicat acolo minus 68 de grade Celsius. Cum rămâne cu conservarea vieții plantelor și animalelor? Specia noastră lucrează la acest lucru de mult timp. Există un depozit mondial de semințe pe insula Svalbard. Are aproximativ 40 de etaje sub pământ și poate conține peste 2 miliarde de mostre. Locația a fost aleasă datorită climatului de permafrost și activității tectonice reduse. Conservarea tuturor animalelor de pe planetă ar fi o treabă și mai dificilă. Poate că ar funcționa ingineria genetică, clonarea sau altceva. Să le ducem pe toate într-un bunker, inclusiv crocodili, urși și șerpi? Prefer să-mi încerc norocul la suprafață, mulțumesc!